băiețel s-a dovedit a fi atât de nerăbdător în a veni pe lume, încât nu a mai așteptat ca aeronava în care se afla mama sa să aterizeze la București. Cursa ce venea din Marea Britanie a fost nevoită să aterizeze de urgență pe aeroportul din Praga, unde echipele de salvare i-au transportat pe mămică și copii la maternitate. Întâmplarea s-a petrecut în ziua de ajun a anului nou, un zbor ce părea a fi ca oricare altul s-a transformat într-o aventură de neuitat pentru membrii echipajului și pasageri. Atunci când mai avea doar o oră de zbor până să ajungă la București, pilotul i-a informat pe reprezentanții aeroportului din Praga că trebuie să aterizeze de urgență din cauza unei nașteri. La ora 1 și 14 minute, paramedicii de la serviciul de urgență al aeroportului țineau în brațe copilașul de 2 kg și 750 de grame și o lungime de 47 de centimetri. O barză a zburat pe la noi, pe aeroportul din Praga, în cursul nopții. Sunt bucuros că atât mama cât și copilul sunt bine și le doresc multă sănătate, a transmis directorul aeroportului din Praga. La ora 2, avionul și-a reluat cursa spre București, unde a ajuns cu bine, în timp ce mămica și băiețelul au rămas în Cehia și au fost transportați la spital. Părinții au trei variante pentru cetățenia copilului: cehă, română sau maghiară, după țara de origine a companiei aeriene. Conform codului aerian, comandantul aeronavei poate semna un certificat de naștere, un astfel de document, aflându-se la bord. O problemă care s-ar putea ivi este dacă românca a născut prematur sau la termen, dacă se dovedește că proaspăta mamă a urcat în avion cunoscând faptul că a depășit termenul de 34 de săptămâni impus de companie. Familia ar putea fi trasă la răspundere pentru perturbarea zborului, relatează mesajul.ro.